Cinci tineri și-au văzut moartea cu ochii după ce mașina în care se aflau a părăsit partea carosabilă și s-a lovit violent de un copac. Mai multe ambulanțe și un echipaj de descarcerare au intervenit imediat. În momentul impactului, motorul mașinii s-a desprins de caroserie și a fost găsit la o distanță de 10 metri. Teribilul accident s-a petrecut sâmbătă noapte pe DN14 lângă Mediaș. 6 ambulanțe au intervenit pentru ca victimele să primească cât mai repede primele îngrijiri medicale. 2 dintre pasageri au fost scoși de descarcerare din mașina distrusă în totalitate. Am fost solicitați pentru a interveni la un accident rutier, soldat cu 5 victime. La fața locului când am ajuns, am intervenit pentru scoaterea 2 persoane care mai erau în mașină. Intervenția a fost foarte grea. La volanul mașinii se afla o medeșancă de 39 de ani. În urma accidentului a fost transportată la spitalul din Târgu Mureș. Alți 4 răniți au fost transportați la spitalul din Sibiu. Una dintre femei este mai gravă, este cu o fractură de femur, cu suspiciune clinică de fractură de claviculă stângă, un traumatism craniu-cerebral cu pierdere de cunoștință. A doua femeie este tot așa policontuzionată și cu fracturi multiple la nivelul hemitoracelui stâng. Are vreo 6 coaste fracturate, tot traumatism craniocerebral cu pierdere de cunoștință. 2 bărbați care tot așa cu pierdere de cunoștință, traumatism craniocerebral și care vor fi trimiși la Sibiu. Polițiștii spun că accidentul s-a produs din cauza vitezei excesive. Impactul a fost atât de violent încât motorul mașinii a zburat pur și simplu la 10 metri de automobil. Pe fondul vitezei excesive a pierdut controlul volanului și a părăsit partea carosabilă, izbindu-se violent de un copac de pe marginea drumului. Polițiștii pun acum cap la cap toate datele pentru a stabili împrejurările producerii acestui accident.